Salut! Mă aude? Mă auzi cineva? Mă aude cineva? Dacă mă aude cineva, să puneți un punct pe chat. Mă audeți? Doamne, cât de prost pot să fiu. Doamne, m-apucasem să povestesc. Vorbeam prostii. Bine că nu m-ați auzit. Nu, mă, a fost marketing, ești nebun. A fost marketing ca să... Fiți atenți. A fost marketing... Uitați-vă la degetul meu. A fost marketing ca să scrieți toți pe chat că nu mă auzim, ca YouTube-ul să ne promoveze... să ne promoveze acest live mai departe. Ce părere aveți? Eu zic că e 200 IQ. Păreri chat, 200 IQ? Eu cred că sunt 200 IQ. Sincer vă zic. 200 IQ. Ce faceți? Cum sunteți, boys and girls? Bine m-am regăsit la un nou live stream. Long time no see. Sau să zic, no see long time. Cum ar zice un călugăr japonez. Bun. Bă, chiar mi-era dor. Bă, chiar mi-era dor să facem un live. Deci n-aveți idee. Chiar mi-era dor să facem un live. Salut, Spinner! Salut, Bechark! Salut! Salut, sunt nouă! Salut și eu sunt nou. E primul meu live. Vreau să mulțumesc familiei că a avut încredere să fac acest live. Și vă mulțumesc vouă că sunteți aici. Bă, chiar n-am mai făcut un live de mult. Pă bune, să-mi fie rușine. Să-mi fie rușine că n-am mai făcut un live de mult. Eu aranjam chestiile pe aici, că uite-te și tu, nu mai știu să fac live. Microfon nu știu să dau. Deci pe bune că nu știu să fac live. Deci pe bune. Gata. Rușine. E primul meu live, da. E primul meu live ever. Uite, fac... Unde e, mă? 300 de like-uri la primul meu live. Bă, eu zic că e bine. Respect. Imediat faci un live, Nina, a devenit un radon de elită, mersi frumos, Nina, îi mulțumesc cu un W pe chat, un W. Al doilea live pe anul ăsta, nu, e primul. E primul, Nina, mulțumim frumos, o să te cinstesc cu un G Fuel. Am aici un G Fuel, n-am mai băut de 100 de ani. 100 de ani n-am mai băut. Puneți Ligianu în cap. Din păcate, Ligianu o să vină doar la 1000 de like-uri. Când arată aici 1000, 1000, atunci o să vină. Te pup, Alexandru, te pup, vă pupă toți. Ce zice chat? Cum sunteți? Gata, școala, ați terminat toți. Tot ce trebuie. Bă, nu știu ce ne jucăm, sincer. Nu m-am gândit ce ne jucăm. Vreau să reacționăm, vreau să povestim puțin, vreau să ne distrăm, vreau să... Uite-te și tu. Am cutremur la mine în casă. Nu, e doar birou. Pentru că, bă, n-am mai făcut live-uri de ceva timp și motivul este că... Da, cred că înțelegeți. Și Brawl Stars, te rog, bă, vedem. Un moment de reculegere pentru cei care n-au terminat temele. Bă, da, respect. Și n-aveam chef să pun episod azi, pentru că am pus ieri un episod maker în care am luat bani pe server și am zis că, bă, nu vreau să pun azi. Am pus pe secundar, secundarul e pe stric acolo, să nu pierd stricul să depostat. Secundarul, vezi că i-am făcut un cadou lui Robert Maker. Bate tastatura mai tare. Ok, bro. Vreau să știu și eu ce ai fumat. O să reacționăm la niște chestii, povestim... Dăm drumul la aerul condiționat, tot ce trebuie. Lumea nebunită acum cu Brawl Stars-ul. Bine. Ok, te-ai apucat și tu. Bă, și eu mă joc. De ce să mint? Și eu mă joc destul de mult Brawl Stars. Chiar mă joc destul de mult. Și un joc tare, chiar un joc tare. Bună, am pierdut ceva, îmi fac temele acum. Nu ai pierdut nimic, lasă live-ul acolo pe fundal să mă auzi, să mă vezi, să mă toate cele. Îmi fac și o serie OG fără moduri de pe Minecraft. Deci comentariul e, când fac și o serie de Minecraft fără moduri. Stau că trebuie să oprez muzica. Deci,
Comentariu a fost: când fac un episod pe Minecraft fără moduri OG. Fără moduri. Fără moduri. Da? Mă, ăsta ce e, mă? Stai așa. Mă, ăsta ce e, mă? Ăsta ce e? Minecraft cu râie. Bro, ăsta ce e? Ziceți și mie, ce are ăsta? E râie, n-are râie, nu merge. E fără moduri. Vezi că mapa mea n-are moduri? De când fac eu cu moduri? Eu nu prea fac cu moduri. Când a fost ultimul meu clip cu moduri? Ia să vedem. Ăsta nu e cu moduri, ăsta e reacționează, ăsta e 50 de zile, ăsta n-are moduri, ăsta n-are moduri pe Minecraft, ăsta n-are treabă, jocuri copiate n-are treabă, ăsta n-are moduri, ăsta e reacție, ăsta e cu moduri. Acum două săptămâni am postat un episod cu moduri. Mă, ce? Wow, ce poză cu Ligianu. Da, da, sper că vă place, sper că vă place. Da, concluzie, nu postez clipuri cu moduri, postez Minecraft Vanilla în principiu. Da, a zis un băiat că când mai postezi și tu un clip cu fără moduri. Salut Ziner 33, te pup, Aiza Sami 29. Te pupăm, bine ai venit pe aici. Nu știu de ce nu ai moderator. S-a produs o extorsiune a degajamentului și nu mai ai moderator. Regele, bă, Sami, bă. Facem un, fii atent, ne prefacem acum. Sami, facem un beef. Facem un beef fake pentru cei care o să intre pe parcursul live-ului. Gata. Ne supărăm. Bă, deci nu-l mai supăr, mă, pe Sami ăsta. Deci uitați-vă și voi. Bă, e cel mai șobogherțoi. Deci uitați-vă și voi. Am făcut 25 de zile. Deci 25 de zile, da. 25 de zile aici, da, frumos. Nu știu ce. Primul din România care a făcut 25 de zile, n-a mai făcut nimeni. Nimeni niciodată. Și a venit Sami și a făcut și el. Bă, copiatorule. Îi dau. Ești un copiator. Lasă-te împreunat de YouTube. Gata, așa îi scriu. Hai că îi scriu. Glumesc, mă, glumesc. Ce videoclipuri nașpa faceți de Sami să mor eu. Ia uite, mă, i-am dat și like. Doamne, ce nebun sunt. Nu, mă, glumesc. Am vorbit cu Sami și i-am zis să bagi acolo. Duceți-vă, lăsați și voi un like acolo. Vezi că eu am început primul live din lume. Nu pot să cred. E același thumbnail și aceeași zile. Wow, e prea mare coincidență, bro. E prea mare coincidență. Tu ai făcut primul live? Ia să vedem. Da, mă, el a făcut primul live. Ia uite ce mi-a arătat Andresita. Rușinică. Și eu te-am copiat pe tine, deci practic se înțelege. N-ai ce să zici, mă. Ce să mai zici? Doamne. Vă explic imediat. Bă, dau snipe. Gata, stai să... Gata cu reclama, Sami. Pa. Vreau să vă explic. Sunt niște cartonașe, uite, vă și arăt. Pentru cei care sunt cu fotbal, pentru cei care nu, o să trecem repede. Tops Euro 2024. Sunt niște cartonașe. Uite ăstea. Și le aștept de foarte mult timp. Ele s-au anunțat, cred că anul trecut. Și aștept să apară chestiile astea. Astăzi au apărut cele de la Max Attack, astea. Dar nu, eu vreau, nu vreau astea de la Max Attack. Azi au apărut în România, by the way, dacă vreți să vă luați. Mihai, salut! Mersi frumos de donație, salut. Mihai, te pup. Astea au apărut azi în România, Max Attack. Dar eu vreau, nu vreau astea. Eu vreau bestsellers, bundles. Nu știu, frate, unde sunt. Shop Euro stickers. Ăstea, mă. Ăstea vreau să ajungă în România, ci că la finalul lunii ar apărea. Și tot dau snipe și vorbeam acum cu cineva să verifice și au apărut ăstea în imediu, dacă vreți să cumpărați și așa mai departe. Bine, mă, te duci sâmbătă la meciul cu Rapid, cred că o să fie sold out. Bă, nu vreau să vă zic, dar am luat bilete în primele 5 minute. Da, o să mă duc. Le iau și pe Robică, cadou de ziua lui. Să mor alea 70 de euro, te pup, Dani. Ce zici, Dani? Hai să dau și ție moderator. Bă, sunt 70 de euro, dar când o să vină în România o să fie, cred că, un preț mai decent. Oricum, eu le aștept pe alea sticăre. Astea nu sunt sticăre, sunt un fel de cartonașe mai groase, gen de carton. Care e fotbalistul tău preferat?
Eu sunt fotbalistul meu preferat. Îmi place de Florinel Coman. Bun. Chat, vreau să ne uităm și noi la niște chestii, reacționăm toate cele, nu știu acum mai am ce să vorbesc. Nu mai vorbim, ești nebun. Bună, mamă, cuțut pe live. Ba, mă, bună. Și când apare ceva album cu euro? Mă, Betșar, tu pe ce live erai? Mă, eu vorbesc aici. Stai, mă. Așa, așa mă simt pe live. Așa mă simt pe live. Deci eu sunt ăsta și voi sunteți ăștia. Și vine un abonat și mă întreabă: auzi, Sinner, când mai postez hardcore? Și îi spun: weekendul viitor. Și după aia, după 5 minute, mă întreabă: când mai postez hardcore? Mă, voi sunteți aici, sunteți cu sonorul oprit, ești nebun. Doamne. Ascultați-mă și pe mine, vă rog. Ascultați-mă. Vezi că ai două absențe? Asta este. Mi le motivează mami. Astăzi faci live pe serverul tău? Bă, nu știu, vedem. Nu știu ce ne jucăm. Habar n-am, v-am zis. Voiam să fac live stream pur și simplu să ne distrăm. Când joci GTA 6, bă, bună întrebare. Nu pot să-ți răspund la ea. Cred că ar trebui să-i întreb pe cei de la Rockstar Games. Bun. Nu știu ce ne jucăm, dar nu ne jucăm acum. Vreau și eu să reacționăm la niște chestii. By the way, asta e o reclamă plătită de către serverul de Discord Ratoni. Nu știu dacă îl știe cineva, este un server de Discord Ratoni, așa se numește, și m-au plătit să fac promovare pe 100 de euro. Da, aiurea. E serverul meu de Discord, băieți și fete, puteți să intrați și voi, vă las aici link pe chat. Și am făcut eu pe server. Aici aveți, puteți să intrați pe server, aici aveți clipuri, regulament, anunțuri, toate nebunile. Și am făcut astăzi o rubrică, dacă vă uitați voi aici mai jos, scrie chat, aici e chat-ul, aici e o rubrică de reacții și o să facem și o rubrică de mimuri. Și am făcut aici un canal special pentru reacții, să mai reacționăm și chestii de genul. Uite, mi-a trimis băiatul ăsta, Sinner îl cheamă, Sinner. Da, mi-a trimis băiatul ăsta, Sinner, trebuie să reacționăm la două clipuri de aici. Ia să vedem cine mi-a mai trimis aici. Zeri ne-a trimis să ne uităm la MrBeast 7 zile. Din păcate, nu o să mă uit la clipuri la care m-am uitat. La asta m-am uitat și la asta cu Techeș m-am uitat. Am primit pachet, e de mult faza cu primitul pachet. Astea le-am văzut și cam atâta. Deci dacă vreți și voi să-mi lăsați cât timp reacționăm acum, puteți să intrați pe Discord. Dacă nu-mi răspunzi, ești supi. Câți ani ai? Am făcut 15 ani, acum 2 săptămâni, deci mulțumesc frumos. Vreau să nu uităm la asta, pentru că, de ce vreau să mă uit la clipul acesta? Pentru că eu am făcut un clip fix acum 2 zile cu youtuber care s-au lăsat. M-a plăcut clipul, mă bucur, o să mai facem reacții. Și, practic, același băiat care a făcut primele două părți, a făcut practic și a treia parte și vreau să ne uităm, vreau să vedem practic cum se numește și a treia parte. Bun, sunteți pregătiți? Faci o serie de Minecraft cu abonații? Nu știu ce să zic despre acest lucru. Bun, hai să ne uităm la asta, oprim și muzica. Gata. Și o să lăsăm un moment de reculegere pentru cei care n-au lăsat like. Ana, mersi frumos de ratonaș care n-au lăsat like. N-ați lăsat like, nu mai pot să continui acest live stream. Îmi pare rău, îmi cer mii de euro scuze. Aș vrea să strângem 500 de like-uri. Dacă nu, mama o să mă scoată de pe PC. Trimiteți pe canalul de reacții orice clip de pe YouTube. Da, neapărat să fie de pe YouTube clipul respectiv. Nu scrieți altceva, pur și simplu clipuri la care vreți să reacționezi de pe YouTube. Bun, hai să vedem clipul ăsta. YouTuber care au dispărut, partea a treia. Ia să vedem acest videoclip dându-i cezarului ce este al cezarului. Ia. Le mulțumesc din suflet următoarelor persoane care m-au ajutat cu susținerea lor, ponturi și sfaturi. Asemenea colegi ca și voi, doar în Cătănia am mai găsit. Dacă bă, vă place. Eu unde sunt? Păi eu am reacționat. Bă, a uitat de mine, bă, Wolf. Că mi-a și scris în comentarii. Mi-a și scris comentariu. Uite-te și tu, bro. Unde? Îți mulțumesc pentru susținere.
Unde Dorit sunt și eu, bro? Că ți-am arătat susținere și chiar am zis că să se aboneze lumea la el. Le mulțumesc din suflet următoarelor persoane care m-au ajutat cu susținerea lor, ponturi și sfaturi. Asemenea, colegi ca și voi, doar în Cătenia am mai găsit. Dacă bă, chiar sunt supărat, mă. Bă, lumea uită de mine, mă. Eu v-am mai zis, frate. Bă, v-am mai zis. Pă bune. Deci, așa mă simt câteodată. Ce să facem? N-avem ce să facem. Continuăm. Place ceea ce vedeți, nu uitați să vă abonați și să apăsați. Hai să vedem, YouTuber care s-au lăsat partea a treia. Toate videoclipurile noi pe care le pun. Și începem această listă cu o poveste demnă de un film. Povestea lui Dani Penet. Alăturându-se în anul 2012, s-a făcut remarcat cu videoclipurile sale bine. L-a prins cineva pe Dani Penet? S-a uitat cineva la Dani Penet? Chiar vreau să-mi ziceți. Înseamnă că sunteți mai bătrânei așa ca și mine. Aveți 100 de ani, hai că aveți. S-a uitat cineva la Dani Penet? Chiar sunt curios. Eu, uite, Ionuț, Andra. Cred că sunt câțiva oameni. Și cu niște efecte speciale nemai întâlnite până atunci. Cel puțin pentru mine. Faima și fanii devotați venind la scurt timp după acestea. Ce pot spune? Uite pe Bobo. A avut tot ce trebuia pentru un viitor strălucit și bogat. Dar din păcate știm ce s-a întâmplat cu el. De ce am spus din păcate? Sincer, mi-ar fi plăcut să aud că s-a lăsat de YouTube pentru familie sau pentru alte proiecte mai importante. Dar nu mai putem schimba nimic. Acesta murind în somn din cauza unui stop cardiorespirator în anul 2019. Chestia asta nu s-a întâmplat așa dintr-o dată. Făcând o pauză de la YouTube destul de mare în anul 2016, a revenit cu un videoclip în care a explicat absența lui și faptul că a fost la numeroase controle medicale. Având și probleme la ochi, picioare, nervi și așa mai departe. Deși, cum a spus și el, comunitatea l-a ajutat să vadă doar lucrurile bune și să spere că va scăpa de toate aceste lucruri. Dar, din păcate, nu a reușit. Lăsând în urma sa o comunitate mare și frumoasă, căreia și în ziua de astăzi îi duce dorul. Și, bineînțeles, videoclipurile sale excepționale. Nici mie nu-mi vine să cred prin câte a trecut omul acesta. Dumnezeu să-l ierte. Bă, acum vreau un spam de rip pentru Dani Penet, o legendă, frate. Deci, pe bune, cu o legendă. Săracul chiar a pățit o chestie super nașpa. El avea mai multe probleme de sănătate. Și, ia uite, a pus și Zapi. Odihnește-te în pace, Dani, prietene. Te-ai dus prea devreme, mult prea devreme. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Ai fost un om briliant în același timp. Neînțeles de mulți, un adevărat artist. A fost onoare să te cunosc. Bă, chiar nașpa, frate. Chiar nașpa. Nu știu câți ani avea, cred că avea în jur de 30-40 de ani pe acolo, până în 40 oricum, dar, bă, omul, talent, ești nebun. Deci, ții minte că avea un clip cu Transformers, super șmecher. Dani pe net, un clip cu Transformers, dacă mai aduc aminte, ia. Așa asta cu Batman e șmecher. Vreau să mă joc un joc animat. Uite asta. Băi, frate. Uite-te, deci în anul, uitați-vă și voi, 2013, ce făcea omul. Ce făcea omul suntem în 2013? Suntem în București. Bumblebee, du-te și caută autopoți. Eu mă uit aici, la piste. Doamne! Uite, dacă jaful ăsta se poate transforma în ceva. Doamne, ce a ieșit din Dacia. Ok, nu o să mă mai lua clipul ăsta pe... Bro, e genial omul, dar e puțin porcos. Bă, ne făcea omul să râdem, era genial, dar nu știu, toate respectele mele și să-i odinească în pace. Ia să vedem, că am văzut ceva interesant. Pe partea de gaming. Ia. Dacă te-ai jucat Clash Royale, ai auzit măcar cel puțin o dată de această legendară. Tech cu Luca, mamă, al cărui canal nu mai este disponibil. Deoarece dânsul, când a decis să părăsească YouTube-ul, a luat și videoclipurile sale cu el. Sau mai bine zis, tot canalul. Acum tot ce mai găsești pe internet sunt edituri create de fanii lui. Și a mai rămas un lucru, mai ales după ce a dispărut. Multe canale mamă. Fake Tech cu Luca. Eu nu chiar m-am speriat la câte canale am găsit. Cel mai probabil multe din canalele acestea au fost făcute doar pentru țepe. Și ceva îmi spune că unii chiar au reușit. Acum, de ce s-a lăsat? E bine, unul dintre motive ar fi că și-a bazat canalul doar pe un singur joc. Și din momentul când Clash Royale-ul nu a mai fost popular, nici canalul său nu a mai fost. Dar să nu uităm și de acest mesaj. YouTube-ul neplătind atât de bine în anii precedenți, Luca n-a mai avut de ce să stea în fața calculatorului și să piardă sute de ore pentru doar câțiva dolari. Exact cum am zis mai demult, toate se învârt în jurul banilor și este și normal, deoarece este timpul tău în joc.
Acum nu știu ce să zic despre acele critici apăsătoare, poate omul chiar a luat în serios hate-ul de pe YouTube, sau de la prieteni, sau din familie. Un lucru știu sigur, multă lume încă l-așteaptă și sunt șanse destul de mari ca acesta să reapară. Bă, nu știu ce să zic. Bă, eu m-am cunoscut cu Luca, am filmat câteva episoade pe canal, am câteva episoade, cred că am vreo 2-3 episoade pe canal cu Luca. La fel ca și la Dizo, eu știu povestea și într-adevăr e adevărat ce s-a zis acolo, te pup șoc. Bă, Luca pur și simplu nu s-a mai regăsit pe YouTube, adică am vorbit cu el și a zis că bă, pur și simplu vrea să se... să se lase și avea dreptate pentru că în perioada 2017-2016 nu prea se câștigau bani pe YouTube. Adică gândiți-vă că, nu știu, făceai 300 de dolari cu vizualizările pe care, nu știu, să zicem, le-ai face acum, poate ai face de 3 ori sau 4 ori mai mult. Și 300 de dolari pentru o muncă în fiecare zi, nu știu, să stai 3, 4, poate 5 ore în fiecare zi, adică 1500 de lei mi se pare foarte puțin din punctul meu de vedere. Poate pentru unii e mult, dar chestia cu YouTube nu e chiar atât de simplă și Luca realizează chestia asta. El cred că s-a dus pe partea asta de informatică, e foarte, un băiat foarte, foarte deștept, dar a simțit că nu mai e locul lui pe YouTube și trebuie să-i respectăm decizia. Eu am vorbit puțin cu el și mi-a zis parcă și m-a rugat să pun clipurile cu el pe privat, adică cred că nu mai există niciun clip cu el, gen colaborări și așa mai departe. Cred că a vorbit cu majoritatea, dar e din breaz la veche, cu mine, cu Mădălin, cu Body, dacă nu mai știți cineva pe Body, pe Raku Game Station. M-am întâlnit cu Raku, m-am întâlnit cred că la București Gaming Week în toamna trecută și cred că încă face YouTube. Chiar mă bucur. Și așa e, când te axezi doar pe un singur joc, după aia îți moare canalul. Și eu am trecut prin chestiile astea, pentru că eu prima dată am început cu Clash-ul și am bubuit. După aia a murit Clash-ul, ce puteam să fac? M-am apucat de Fortnite. După aia că a murit Fortnite-ul, m-am apucat de Brawl Stars. A murit Brawl Stars-ul, m-am apucat de Minecraft. Și acum am cam murit și Minecraft-ul, să vă zic sincer. Da, te pup, Oiță, te pup, ce zici? Racu face live-uri aproape mereu. Bă, da, am mai văzut, dar nu a mai crescut atât de mult. A rămas acolo la un nivel mai micuț, dar până la urmă, dacă asta îl face fericit, nu trebuie să ne luăm de oameni sau așa mai departe. Dar uite la live-ul tău, lasă un like acolo dacă te uiți la live-ul meu. Dar tare omul, chiar foarte tare, un băiat foarte deștept din punctul meu de vedere și, nu știu, îi urez succes cu orice ar face, dar nu cred că s-ar mai reapuca. Nu cred. Nu pot să zic același lucru de Dizo, că v-am mai zis eu în episodul ăla cu Lăsat, dar aici cred că sunt slabe șanse să se mai apuce. Hai să vedem cine e următorul. Ia. Multă lume l-a menționat pe Daniel Pârvan, dar n-am știut exact cine este până când am văzut acest videoclip. The Life in Raw. Bă, îl mai ține minte cineva? Acest maestru a apărut în anul 2011, iar tot canalul său se baza, ei bine, doar pe animații. Iar animațiile chiar erau de calitate. Acesta în prezent nemai pustând de 2 ani. Dar deși nu este activ pe YouTube, este activ pe Instagram și cred că și știu de ce s-a lăsat de YouTube. Este exact ca și la ceilalți YouTuberi. Cea mai recentă postare de pe Instagram fiind anul acesta pe 14 martie. Ok. Iar în descrierea profilului de Instagram are contul său de Threads, unde vom găsi câteva informații care, după părerea mea, nu o să mai trebuiască alte explicații. Și anume, descrierea. Programator de jocuri video. Ăsta cred că este cel mai important lucru când vine vorba de lipsa lui pe YouTube. Pe scurt, omul și-a găsit un job asta mult să zic mai eu. Bine plătit decât animațiile de pe YouTube. Iar acum un mesaj de la Daniel pentru voi. A venit vremea răcelii, fa la 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 la. Nu ies în oraș cu verii, fa la 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 la. Iar tu șezi chiar în cârmucii, fa la la la. Poate voi nu știți youtuberii respectiv, dar chiar mi se pare tare. Mamă, uite cine urmează. Bă, da, îl știu pe The Life in Raw, probabil puțin îl știți, dar apăruse la Shelly într-un clip. Apăruse la Shelly într-un clip și e programator la Ubisoft, cred. Sau game tester sau ceva de genul. Oricum, e la Ubisoft, cred. Care nu este deloc disprețuit. Și anume, Vasco Tătaru. Începându-și cariera în anul Vasco, 2013, bă. Sigur știți pe Vasco, majoritatea. Acum, văzând din videoclipurile sale și din comentariile ultimului său video, acesta postează foarte rar pe YouTube. Aproximativ un videoclip pe lună. Am încercat să caut informații și pe alte platforme, cum ar fi Instagram, TikTok, X, bă, chiar Facebook, n-am observat Steam, că s-a lăsat gen. Dar n-am găsit nimic despre el.
un lucru care mi se face pare live-uri important cu Able Pool pe TikTok. Facebook care ne spune că este în Grecia și abia așteaptă să ajungă în țară să bine facă mă, live. E în Grecia. Publicată pe 8 te pup, dragă, te pup. Zic când jucăm Formula 1, că am volanul sub birou, ești nebun, abia aștept, vreau să filmez un episod de Formula 1. Și de atunci până acum nu se mai știe nimic. Deci din 8 august a fost în Grecia și atâta. YouTube în care spune că îi place să rezolve lucrurile pas cu pas. Adică dacă are o problemă foarte importantă, acesta va uita de toate celelalte lucruri și se va focuza doar pe acea problemă. Să sperăm doar că nu este cazul. Dacă tu știi ceva despre el, nu uita să scrii în secțiunea de comentarii. Deci nu se mai știe absolut nimic de Vasco? Păi eu l-am mai văzut. Bă, sincer, mamă ce live baban. Bine mă, Dani. Bă, sincer, mie mi-a mai apărut pe TikTok când făcea live cu Able Pool. Pă bune, și vouă v-a apărut chestia aia? Uite ce zicea Dragoș, că așa e, așa e, mi-a mai apărut pe TikTok. Făcea live-uri. Uite-te la provocarea cu Shelly și Bogdan IBM. Vreți voi să ne uităm? Hai că vedem dacă ne uităm. Bă, ăla mai face live zilnic pe TikTok? E posibil, și poate a rămas pe TikTok. Ia stai să vedem. Ăsta e TikTok-ul meu, by the way, nu e reclamă plătită. Vasco Tătaru. 8-Ball Pool. Ia, și să fie acum live, cum ar fi? E live acum! What do you mean, bro? Hai că a dat miss puțin cu asta. E live acum, gen. Gen, prea troll. Câți are acum pe live? Are 173 de oameni. Nu e chiar așa rău. Bă, au dispărut youtuberii ăștia. Nu, glumesc. Dar funny chestia asta. Da, l-am mai văzut și eu pe TikTok, mai apăruse. Deci, Wolf, până atunci, ai de făcut o modificare aici. Un youtuber dispărut, fără urmă. Fără urmă, el făcând live acum. Haideți să vorbim acum despre mamă fericită. Ia. Asta ar cam spune tot. Cristina Almășan, apărută pe YouTube în 2010, aceasta s-a făcut remarcată cu videoclipurile sale funny. Aceasta în prezent nemai postând de 3 ani. Ei bine, la mijloc... Vrei să fim fast forward? Să trecem peste Cristina Almășan, că nu mi se pare că e în domeniu. Da. Vă dau un fast forward dacă vrei. Vă zic eu de ce. Ce și cum. Fast forward. Ăsta e. Ăsta e motivul. Are copil. Și probabil face altceva. Fast forward. Și după aia Anne-Marie. Bă, la fel, nu prea în range-ul nostru, din păcate. A fost interesant la Luca, a fost interesant la Dani Penet, că e un YouTuber așa mai OG. Dar cred că cel mai interesant a fost la Luca și la Vasco. Vasco care face live acum. Bă, Diana C, dar chiar mă... Bă, dar Diana a mai postat ceva? Diana C. Nu cred că a mai postat. E cu 2 N, nu, e cu un N. Acum un an. Ce comandă am primit? 5 Gang. Are shop-ul de 5 Gang, gen... Și pe Insta mai e activă? Cred că mai e activă. Da, e activă pe Insta, adică nu e... Și am mai văzut-o și pe TikTok, deci... Bă, sunt YouTuber care practic s-au lăsat de YouTube, dar... Na, mai activează pe alte platforme, să zicem așa. Să zicem așa. Bun, hai să vedem ce mai avem pe canalul de reacții. Ia să vedem, tată. Deci mi-ați trimis așa astea cu... Mi-ați trimis mulți, 1, 2... A, 2 mi-ați trimis, mulți. Mi-ați trimis clipul ăsta cu IBM. Bă, eu cred că majoritatea l-ați văzut, e tare. Putem să comentăm puțin pe el. E interesant clipul, dar și eu l-am văzut. Adică și eu l-am văzut. Nu știu dacă are rost să ne mai uităm iară la el. Mi s-a părut tare. Bă, Shelly, nu știu ce să zic, l-au cam... dat bully așa, i-au dat bully lui Shelly. N-am apucat să-l văd. Bă, e destul de lung, are 32 de minute, adică dacă ne uităm și la asta... Da, Shelly a părut că nu prea are chef. Chiar mi s-a părut că nu prea a avut chef, adică trebuia să o facă, clar. Dar acum știi ce sunt eu foarte, foarte... Bă, o chestie, o paranteză aici. Am fost și eu la Benihama, ceva de genul se numește. E un restaurant de fițe, să zicem așa, în București. Am fost la ziua lui Rafa, când și-a făcut ziua Rafa, acolo a făcut-o. Bă, e genial, efectiv. Ceva de genul, Benihama, cam așa. Bă, chiar e șmecher.
și chiar e șmecher. Dar știi care e chestia nașpa la restaurantul ăsta? Că e același show făcut de fiecare dată. Adică nu se repetă show-ul și uite și cu trenulețul și așa. Și cred că dacă te duci de vreo 2-3 ori te plictisești. Eu așa zic, te plictisești. Ce mi s-a părut interesant aici? Mi s-a părut interesant când a dat banii. 14 milioane, nota 2000. Bam, direct, 14 milioane, nota, băgat acolo. Bă, cine umblă cu 15 milioane la el, ești nebun? Cine umblă cu atâția bani cash? Benimama, Nocivanu. Nocivane, vreau să mergem de ziua ta la Benimama. Ba nu, vreau să mergem la Supermama. 14 milioane? Gen... Nu știu, am 100 de lei și am multe bagnote de astea, de 1 leu, de 10 lei, 50 de lei și așa. Nu știu, zici 200-300 de lei ai în portofel. Nu, mi se închide portofelul, cred că e portofelul meu prost. Mulțumim, Mășele, a fost ce trebuie. Bă, a fost tare clipul, m-am uitat la el, dar v-am zis, mie mi s-a părut că nu prea a avut chef Shelly. Ia uite la el, și asta non-stop pe telefon. Dar omul e ocupat, ce poți să zici, știi? Au mers băieții frumos și au luat papuci. Papuci. Aici nu prea s-a auzit, văd. Aici a scos cash-ul Shelly. 1000 de euro. Sincer, aveam așteptări mai mari de la clip. Bă, real, nu cred că ai ce să faci mai mult de atât. Adică, ok, au mâncat... Și a luat Bogdan, cum se numește, și a luat Bogdan Adidas, s-au plimbat cu mașina lui, nu știu ce au mai făcut, au mers aici, au strigat ca nebunii. Asta cu fotbalul, vezi că mi-a plăcut, e prima dată când l-am văzut pe Shelly că joacă fotbal, asta chiar mi-a plăcut, a fost funny așa. Interesant, deci îl vedem din vară la Steaua pe Shelly, ia uite ce scheme pe ele, ești nebun? Și el a mai făcut asta cu Dorian acum 4 ani, ăla mi-a plăcut mult. Da, ăla cred că a fost mult mai ca lumea. Dar știi ce e interesant? Că nu l-am mai văzut de mult pe Shelly într-un clip de genul. Adică Shelly nu mai face vloguri pe clasic, face gen emisiuni, serii și așa mai departe. Și asta a fost interesant, că l-am văzut așa puțin în afara rutinei, cum ar veni. Uite și pe BDLP. Verifică Discord-ul. Am văzut videoclipul. O să vreau să fac clip cu el. Nu vreau să reacționăm pe live. Bun. Mai vreți să reacționăm sau să ne jucăm ceva chat? Ce ziceți? Când ne jucăm pe server? Brawl Stars. Ia uite, mă. Jucăm. Bine, mă. Bun. Îl oprim pe Shelly din megafon aici. Și facem... Bă, ca să nu fie nimeni supărat, majoritatea câștigă, dăm aici publică, începe și sondajul. Ce ne jucăm? Bun, punem așa, fiți atenți. Punem așa, Brawl Stars și Minecraft și vedem ce pe Minecraft. Mai ziceți-mi ce mai vreți să ne jucăm, dați-mi idei. Nu putem să ne jucăm Minecraft Hardcore pentru că se pierde episodul gen. Fortnite. Hai că eu și Fortnite-ul ești nebun. VC24. Bine, mă, băieți. Roblox. Bine, mă. Eu care am 3 clipuri de Roblox pe canal. Stai așa. Așa mă simt când aștept să scrieți pe chat. Brawl Stars, Minecraft, Survival, Minecraft pe serverul meu. Ha, mă. Începe sondajul. Aveți timp 2 minute să votați până mă duc să mă piș. Nu ați auzit nimic.
Doamne, să vă zic o fază. Vă pișați pe voi de râs. Ia istărbiție cățelusul meu, dacă nu știați. Minecraft. Bă, am închis-o în... Încet, nu te panica că suntem pe live aici. Are doar 160 de voturi. Ce ați votat, mă, aici? Mamă, Brawl Stars, ești nebun. Bă, nu ninge microfonul. Alo? Doamne, linge microfonul. Am închis-o în Nu mai linge microfonul, bă. Am închis-o în dormitor din greșeală și m-am dus să caut în casă și nu știam unde e. Nu găseam pe unde e. Nu se aude că ai... muzica prea tare, scuze. Bă, lasă microfonul, n-auzi. Prea funny. Ia istormiți, este cățelusul meu, dacă nu știați. Unde votez că nu văd? Bă, e pe chat, văd că majoritatea ați votat Brawl Stars. Chiar vreți Brawl Stars? Canalul ăsta nu prea e de Brawl Stars, adică și nu o să mai postez Brawl Stars pe el, să știți, pentru că am încercat un clip și nu a mers. Chiar nu a mers. Ți-mă linzi, mă. Bă, salută-ți lumea aici. Ce față de panicat are. Hai, salută-ți lumea. Ați auzit cum a făcut? Ha, ce căscat. Rimicrofonul lui Sinner. Ah, ok. Bă, văd că Brawl Stars a ieșit cel mai bine. Brawl Stars. Mamă, 777 like-uri. Bine, mă. Salut. Bă, uite, facem așa. Ne jucăm și Brawl Stars, ne jucăm și Minecraft. Ce părere aveți? Facem așa? Facem așa? Hai, stormiți. Hai, stormiți. Haide, tati. Haide să stai aici. Bă, dar unde mi-a furat papucul? Ești nebun? Nu mai am papuc. Asta este. Uite-i urechile când stă acolo, pitică. Server cu concurs de construit când? Nu mai da din casă, Zeri, nu avem voie să dăm din casă. Bun chat. Voi vreți să ne jucăm Brawl Stars? Bă, și eu vreau să mă joc Brawl Stars, de ce să mănânc rahat turcesc? N-am vorbit ură, da? Bun, dacă vreți să ne jucăm Brawl Stars, va trebui să fac aici setup. Pentru că eu n-am setup de Brawl Stars pe live, n-am făcut niciodată live cu Brawl Stars. Hai că n-am făcut. Dar o să ne jucăm și Minecraft. Ne jucăm și Minecraft, ne jucăm puțin și Brawl Stars. Bun. Hai să vedem, tată. Dăm aici frumos tranziția. Bă, vedeți aici... Gata, vedeți jocurile. Nu mai vedeți nimic. Asta e tableta mea. Da, și acum ar trebui să... Salut! Ar trebui să fac un setup rapid. Pentru că nu m-am pregătit de Brawl Stars, nu mă așteptam că vreți Brawl Stars, sincer. Bun, facem așa. Și asta e. Perfect, mai mare ăsta. Cat, ce mai vreți? Nu mai vrea nimeni nimic. Parcă se vede... Mamă, fața mea face tot, ești nebun. Gata. E bine așa, chat? Sau vreți să punem altceva pe fundal? Punem altă imagine? Punem o imagine așa. Punem așa. Merge, mă, asta, ești nebun. Punem asta, punem like-urile în partea asta și gata. Ia uite ce setup rapid am făcut. Bun. Hai să intrăm aici. Intrăm pe Brawl Stars. S-a băgat update astăzi. Am deschis Megapig-ul deja pe episod. Bun. Ce faci, zinere? Bine, sănătos? Ba, bine și eu aici. Mamă, s-a întors ecranul, ești de bun? Hai că am intrat direct, invite. M-a spart, mă, Smart 2. Bun. Ce avem, tata, aici? Ia. Ce avem noi aici? Hopa, 5.000 de blinguri. Vreau să iau pe episod aceste 5.000 de blinguri. A intrat în calanul meu. Unde ești, mă, Bad Shark? Ia să te văd. Unde ești, domnul Bad Shark? Care ești, mă? Care ești, mă? Al cui ești? Bravo, ai skin cu abonații? Mamă! Bă, de când n-am mai făcut... Cum pot să fac de-aia? Pot să fac de-aia, Zeri? Pot să fac? Că nu mai știu. Chiar nu mai știu. Creăm. Nu. Map Maker. Ce e asta? Edit.
Ce am făcut mai aici? A, uite! Asta e făcută de mine? Nici mai știu, Quit Map Maker. Mamă, bravo, ai skin! Hide and seek! Cred că asta e, nu? Submit. Opa, nu! Cancel. Asta e Bravo Ice Skin? Da, mă, asta e. Ha, bă, să facem un Bravo Ice Skin, că n-am mai făcut de 100 de ani, ești nebun. Submit. A, nu, cancel, scuze. Păi și cum joc pe ea? Map Maker. Friendly Battle. Bun, Friendly Battle. O să luăm pe cineva... nici nu știu pe cine să iau. Bun, ca să vă explic cum funcționează treaba asta. Două secunde să iau pe cineva care... O să iau pe Buzz. Bun, ce trebuie să faceți? Vreau să intrați pe codul pe care eu vi-l dau și o să vă las câteva minute să vă alegeți cel mai bun skin pe care voi îl aveți. Și practic o să facem o bătălie a skinurilor, cam asta e treaba. E ca pe vremuri. O să vă dau un cod, intrați și bă, majoritatea aveți un skin, e imposibil. Și luați cel mai șmecher skin pe care voi îl aveți și practic o să facem 1 versus 1. Bun, hai să vedem, trebuie să vă dau codul, nu? Ăsta este codul, cum vă dau codul? Power match, nu. Cum naiba vă dau codul, ești nebun? Cum vă dau codul? Debăgăm codul. Bă, aș vrea să îți zic sincer. Team, uite, team code. Uite ăla de sus. Ăla de sus ar trebui să fie. Du-te la ăla de invite. Ăsta este, vreau să intrați. Team code, cred că puteți intra. Uite că au intrat băieții. Puteți să intrați. Bun. Aveți... nu știu, 2 minute să vă alegeți cel mai șmecher skin. După ce v-ați ales, dați ready. Alegeți-vă cel mai șmecher skin pe care voi îl aveți și în funcție de cum sunteți aici plasați, Fake cu Android trebuie să fie prim în stânga, după aia Zeri cu Samuan, Crazy cu Ana, Marian cu Călugă și Lux o să rămână singur, practic cine ultimul. Deci dați ready, alegeți-vă skin-ul, dați-vă ready. Unde e codul? Codul s-a dat, dar o să facem alte meciuri. Nu ai Brawl Stars? N-are mic, te uiți aici pe live. Lași un like. Bun, era ador, mă, să facem Brawl Stars, ești nebun. Hai. Dați un ready acolo. Ce jocul ăsta? Brawl Stars. O să... Bă, și de nu înțelegi, o să fie tare, pentru că noi acum practic alegem cel mai șmechere skin-uri. Alegem un fel de Bravo Ice Steel, dar e Bravo Ice Skin. Hai să vedem. Samuan intră în locul meu și restul trebuie să stați pe loc, nu mă atacați. Restul stați pe loc. Hai să vedem. Samuan trece aici. Samuan. Nu. Ok. Treci la loc. Nu ne batem aici. Încercați să nu trageți. Și Samuan trebuie să vină aici. Da, nu știu de ce s-a mutat. Cine o să se mai mute și așa mai departe și nu stă la locul lui, o să moară. Uite, de exemplu, cum a făcut băiatul ăsta. Aici nu știu cine nu stă la locul lui. Da, nu știu. De ce sunt trei aici? Cred că Calugă nu e la locul lui. Da, o să plece de acolo. Bun. Între Ana și Crazy. Hai să vedem. Ana sau Crazy? Care skin este mai șmecher? Avem skin pe Rico și skin pe Piper. Care vă place mai mult, chat? Ziceți în chat. Piper sau Rico? Ia ziceți. Nu am apucat să intru? Păi după aia. Crazy, vă place mai mult pe Crazy? Bă, pare puțin mai interesant. Piper sau Rico? Piper. Bă, sunt mai multe de Piper. Ok. Deci îmi pare rău, foarte, foarte rău, Rico. Nu trebuie să dați mine, apropo. Bun. Piper sau Jesse, cred că e. Cred că e skin-ul pe Jesse, nu? Cred că e skin pe Jesse. Bă, parcă e mai șmecher ăsta pe Jesse. Ziceți, Piper sau Jesse? Cred că Jesse. Da, toată lumea are Jesse. Plus că skin-ul e mai e odată. Bun. Ce skin e ăsta? E Carl? Și avem Fang. Cred că Fang. Hai să aleg și eu unul. Place mult ăla de Fang. A, era Jackie. Și ăsta e singur. Avem Piper sau Jesse. A mai fost odată chestia asta, deci o să moară Piper. Și Fang sau Buzz? Ia ziceți. Fang sau Buzz? Repede, că vine zona. Fang sau Buzz? Ziceți chat. Fang sau Buzz?
Buzz, ok, îmi pare rău, Fang. Și între Jesse și Buzz, ziceți repede, cine câștigă? Între... Mamă, ce m-am speriat. Între Jesse și Buzz. Buzz. Gata, a câștigat Buzz, are skin-ul meu. GG, domnul Buzz. A câștigat aici, mă duc să mor și eu. Respect. Felicitări, domnul Rareș Android. Respect. Bun, o să facem altă hartă. Bă, putem să jucăm și hide and seek. Cam și hide and seek-ul, cred. Map maker. Edit. Ia. Hide and seek-ul, bro. Păi și cum făceam? Mă jucam cu Dynamic? E mai fun hide and seek? Deci ei se spawnează aici. Asta e hartă de făcută de mine, cred că. Ok. Eu mă duc pe sus. Dar de ce au ăstea aici? Nu cred că ar fi ok să aibă d-astea. Toate alea sunt făcute de tine? Mamă, bro, au rămas de atunci. Mi se pare incredibil. Alea sunt pentru mine, bro. Ok. Deci ei stau... Sau... Eu unde mă duceam? Mă duceam în mijloc? Mă, nu mai țin minte. Trebuie să mă uit pe un live vechi. Cum făceam eu? Sunt pentru tine să-i omori? Ok. Hide. Hide and seek. Uite, am găsit un clip. Hide and seek. Jucam cu Piper. Deci jucam cu Piper. Și omoram. Mamă, cât de tare. Vezi că e tare. Bun, hai să punem astea înapoi. Perfect. Astea sunt pentru mine, chat. Deci nu vă băgați voi aici. Perfect. Bun, ca să vă explic și vouă cum funcționează. Voi o să vă spawnați aici, deci vă spawnați unde sunt albastru, vă duceți în jos, dar nu în mijloc, deci nu în partea de mijloc. Și o să vă ascundeți practic în această parte. Bun, hai să jucăm ca să vedeți care e faza. Submit, nu, friendly battle și ăsta e codul. Asta cred că e codul, nu? Ăla de sus. Cum intru în club? Bă, e cam full clubul. Bun, a intrat toată lumea. Trebuie să vă alegeți Dynamic. Neapărat toată lumea trebuie să-și aleagă Dynamic. Deci nu dăm ready până nu toată lumea alege Dynamic. Bun, și nu aveți voie să mă atacați, apropo. Cine mă atacă și așa nu mai are voie niciodată să se joace cu noi. Unde e, mă, Piper? Piper? Uite-o mă pe piper. Bun. Și dați ready toată lumea cu Dynamic. Bă, uite, n-a atacat nimeni. A fost puțin mai haos la Bravo Ice Skin. Dar au înțeles ei ideea. Bun. Și acum se duce toată lumea în jos. Și vă ascundeți practic. Aveți timp până iau eu ăstea. Mulțumesc, ce drăguți. Ce drăguți sunt abonații, bă. Am uitat că ei trebuie să dea în astea. Bun. Mai au puțin timp să... Uite, mai au asta și după aia mă duc pe ei 15. Mersi frumos, ești tare. Mai dă-i mine. Hai să vedem, începe nebunia. Să vedem dacă îi găsim sau... A murit unul deja. 2. Mamă, 0. Te-ai dus. Ia să vedem, verificăm colțurile, dacă stau în colțuri, nu, nici acolo, eu cred că sunt sus, ce v-am zis că sunt sus, s-au dus în colț acum, ok, mai sunt 7, băi, eu cred că mai e cineva acolo, mama, așa credeam, aici, nimic, ei se și mișcă în același timp, adică, e posibil... Mihai! Salut, Mihai! E posibil să se mai miște. Salut, Zeri! Salut, Zeri! Ok. Cred că cineva acolo nu e.
Sau să nu-i lăsăm să se miște. Cred că dai cu auto, poți să nimerești. What? Ia să dăm pe auto. Auto cred că dă doar într-o singură parte. Da, dă doar într-o singură parte. Ia să vedem. Scurie și ne rămâne ultimul. Aici nimeni. Am și skin maker pe Piper acum. Ce face gadgetul? Nu știu ce face gadgetul. Opa. S-a dus încolo. Nu. Deci mai sunt 3. Mai sunt 3. Te pup, Răzvane, te pup. Doamne, ce nume ți-ai pus. Răzvane. Ia să vedem, mai sunt 2. O, te-ai dat de gol, îmi pare rău, Ana. Și câștigătorul este, cine e câștigătorul? Puma, bă, a câștigat Puma, respectele mele. Bine, mă, hai un GG cu Puma. Hai un GG cu Puma. Mulțumim, Puma, de participare, este câștigătorul. Ce vreți să mai jucăm acum? Tot Hide and Seek sau Bravo Ice Skin? Care vreți? GG Puma, bă. Ia ziceți. Bravo Ice Skin? Hai, un Bravo Ice Skin. Map Maker. Ăsta. Bă, dar pot să dau și o edit să nu mai vină zona? Quit. Ok. Rename. Status info. Nu. Friendly battle. Aici? Uite aici, cred că. Power match. Off. Ok. Meteorit. Nu. Mamă, meteoritul merge la hide and seek. Ok. Top dog, unlimited power, super bushy, limited destination, ok, bun. Hai să vă dau codul. Codul este pentru Bravo Ice Skin. Bravo Ice Skin, ăsta este codul. X2FKRF2B. De ce nu te joci și alte jocuri în afară de Brostas pe canal? Pentru că dacă vreau să mă joc alte jocuri pe în afară de astea două, postez pe Sinner Extra. Am postat ETS dacă vrei, poți să te duci, să te uiți. Alte jocuri nu mai joc, din păcate. O să mergem pe Bull. O să mergem pe Bull. Și voi trebuie să vă alegeți practic cel mai șmechere skin-uri. Nu vă mai mișcați odată ce ne-am spawnat. Nu vă mai mișcați, rămâneți unde sunteți și rămâneți acolo. Nici o șansă să intru? Bă, da. Sunt câțiva care au jucat de mai multe ori. Zeri, Zero, tu, Ana, cred că au jucat. By the way, vă zic un mic secret. Când vă uitați pe live-uri, dați pe viteză X2 ca să vedeți mai în față. Dați pe viteză X2 și așa o să fiți printre primii care vedeți. Așa fac și ăștia, sigur. Vă zic eu așa un... Angel, poți să te rog să spui la mulți ani la un prieten, îl cheamă Bogdan, din păcate e în spital. Bă, te pup, Bogdane, să te faci bine acolo. Pare rău că ești la spital, nu știu ce ai pățit, dar sper să fii ok. La mulți ani, să fii sănătos și toate cele bune. Hamă, Luca, ce faci? Dă-mă drumul de aici. Da-ți iară ready. Bă, îi urăm sănătate lui Bogdan și mulțumesc frumos de donație, te pup. Hai să-i dăm tată. Da-ți ready acolo. Bă, chiar mă bucur că vă place live-ul, că sunteți aici. O să mai facem niște live-uri săptămâna asta, de bine. Hai, Nocivani, hai, Crazy, te rog, ești singurul care n-a dat. A, da, mă, bine, mă. Greu, mă, cu abonații. Sănătate, Bogdan. Te pupăm, Bogdan, dacă te uiți la asta. Bun, și acum intră în locul meu. Mama, are Sultan Carl. Bine, mă, Matix, mă, ce schișmechere. Intră în locul meu aici. Intră în locul meu aici. Bun. Începem din dreapta, scuze, dintre Rico și Jesse, ia spuneți, cine are skin mai șmecher, Rico sau Jesse, cred că e destul de clar, dacă mă întrebați pe mine, Rico sau Jesse, clan, cred că e clar, e clar aici, deci îmi pare rău, nici mai contează, băi, de skinul ăsta pe Rico e tare rău, aici îmi pare rău, Rico trebuie să moară, n-am vrut să-l omor.
Bro, scuze, n-am vrut să-l omor. Chiar n-am vrut să-l omor. Trebuia să-l omor pe Colt, am făcut la mișto. Avem Spike sau Hog Rider Carl? Ia ziceți. Scuze. Nu e Mr. P, cred că e Spike. Spike sau Carl? Spike? Băi, e mai șmecher pe Spike. Bun, aici de ce sunt atâția? Dintre ăștia toți, deci avem Sultan Carl, Edgar și Dynamike. Care vă place cel mai mult? Ia ziceți-mi, care vă place cel mai mult dintre ăștia? Spike? Nu mai e Spike. Dynamike. Primul mort, că e Dynamike clasic. Ok, deci a zis că Carl e urât. Edgar sau Dynamike? Edgar, ok. Ați vrut Edgar. Bun, și între Spike și Rico, ia ziceți, cred că Rico câștigă. Cred că Rico câștigă, bă. Cred că Rico câștigă. Rico? Da, și între Rico și Edgar, cred că câștigă Rico. Cred că câștigă Rico, că e mai șmecher. E mai șmecher Rico, ești nebun. Pare rău, GG. Ana e un skin super șmecher. Deci chiar e un skin super, super tare. GG. Cât costă skinul ăla pe Rico? Chiar sunt curios. Chiar sunt foarte curios. O să dăm leave. Vreau să văd skinul pe Rico. Where is it? Aici. Nici nu poți să-l mai iei. Ok. By the way, da, dacă vă place skinul Guard Rico, puteți să vă uitați la episoadele de pe canalul secundar și puteți să-l câștigați dacă vă uitați și găsiți cuvântul secret. Rico e de la Ranked. Ok. Nu mai joc Minecraft? Bă, mai joc Minecraft, dar m-am cam plictisit așa, nici nu prea mai sunt foarte, foarte multe idei. Bă, hai să jucăm și noi niște meciuri. Vă dau invite-uri. Vreau să joc și niște meciuri că am aici, nu, am luat și eu steluțele. Ce vreți să jucăm? Brawl Ball, Basket, Solo, Hot Zone, Knockout, Trophy, nu știu, ce vreți să jucăm? Ce doriți să jucăm? Knockout. Minecraft. Hai că o să ne jucăm și Minecraft, jucăm puțin Brawl. Showdown, Brawl Ball. Care e adresa de Minecraft? mc.gratonii.ro e adresa. Showdown. Solo? Bine, mă, băieți, solo. Hai să vedem harta. Și voi îmi alegeți brawler-ul. Deci voi îmi alegeți brawler-ul. Alegeți-mi brawler-ul. Ia. Fii atent. Bag un abonat. Pot să bag un abonat? Nu pot să bag un abonat. Dynamike, Spike, Crow. Mamă, am văzut două de Crow. Mamă, vreți cu Crow? Mamă, dar mă rup băieții cu Crow. Mă, cam rup băieții cu Crow aici. Nita, Bull, Spike. La două poți. Fii atent. Bag un abonat. Uite. Îl băgăm pe Zeri. Da? Zeri, care e și managerul nostru de Discord. Și Zeri, brawlerul cu care intri, trebuie să joc eu. Doamne, cu Dynamike. Dă-mă drumul de aici. Bine, mă, Zeri. Doamne, joc cu Dynamike. Ok. Unde e Dynamike? Trebuie să fie pe aici. E tare așa, ca să ne alegem noi cu cine jucăm. Și scopul e să nu pierdem. Bă, unde e Dynamike? Sunt orb? Sunt orb. Uite-l, mă. Și avem Classic Mike sau Santa Mike. Cred că o să jucăm cu Santa Mike. Hai să vedem. Nu la duo! Nu la duo! Nu. Bro, nu la duo, bro. Nu voiam la duo. Suntem cu Miko. Nu voiam și... Uf! Acum ce să mai fac? Nu mai fac nimica. Uite-o pe Shelly. Shelly! Uite ce sare Miko pe ei. Chester, delete, ți-am dat. Bă, nu cred. Nu cred.
Mă bate Chester, ești nebun? Mamă, are ultimata aia de Tara. Pune Ligianu. Păi n-am făcut 1000 de like-uri. Ce să mai pun? Frumos. Mă, ce face al meu? A murit. Cum a murit, mă, frate? Ăsta a murit, perfect. Bă, vezi că n-a fost atât de bad. Nu e acolo? Ce face, mă, al meu? Uite pe B. Bun. Și era în stânga ultimul. No, am ratat ulta, bro. Da, a murit. Bă, ăștia au fost boți? Bro, erau boți. Păi de-am câștigat. Bun, hai să jucăm un duo cu cine. Bine, bro. Hai să jucăm un rank. Vreți să jucăm un rank? Ia să dăm un rank. Și vă dau aici cine e gold, poate să intre. Dacă aveți mai mult, nu intrați că nu o să jucați. Deci dacă aveți gold, puteți să intrați cu mine. Create a team code, ăsta e codul. Și hai să mă ajutați și pe mine să intru în diamond. Sunt bot? Respect, Zasami. Cel mai mare hater la Brawl Stars. Hai să vedem, tată. Uite, rare și silver. Merge, ești nebun. Hai să-i dăm. Hai să-i dăm să intru și eu diamond. Bă, n-am jucat la rank, n-am jucat deloc la rank. Chiar n-am jucat deloc la rank. Bun, mamă, ce-mi greb. Turbez. Turbez. Să joc cu Buzz. Ziceți cu ce joc repede. A luat Crow. Mortis. E oribilă harta asta. Hai că iau Mortis. Am luat Mortis. Merge așa Edgar, dacă sunt bușuri. Mamă, ce skin șmecher are pe Kong. Pe Kong, pe Surge. Ia uite-l pe Biko, bă, ce nebun e. Ce-a făcut, mă? A dat delete. Lăsați-mi gemurile. Ok, nu muri. Perfect. Cel mai bun jucător de Mortis. A luat un gem, dar ce să-i faci? Mamă, ce bulan am avut. Mamă, ce bulan am avut. Bro. Dacă mai vine un gem. Hai, Jesse, pleacă de acolo, Jesse. E cam GG. Este cam GG, boys. Și vreau un GG pe chat. Mamă, cum era să mor? Cum era să mor aici? Eram cel mai noob YouTuber. Gold 3! M-au cărat abonați în Gold 3. Bine, mă! Rank boost! Ia, cine pică? Ce skin era sezonul ăsta? Loki Chester îmi pică? Credeți că îmi pică Loki Chester? Ziceți repede. 100 de blinguri. Poate să pice și ăla Perico? Zizău că pică și ăla Perico. Nu uitați să lăsați și un like acolo, boys. Nu uitați de un like. Cred că da. Cu ce dăm? Degetul mic? Sau nasul? Te pup, Radule, te pup.
Stai că nu mai am moderator, mi s-au scos toți moderatorii. Ligianu, mă duc să iau Ligianu, gata. Mă duc să iau Ligianu. Trebuie să am noroc, n-am ce să fac. Ce n-ara să fac? Trebuie să dau cu Ligianu acum. Op. Trebuie să dau cu Ligianu și cu degetul mic. Mamă, sau de ecou. Ecou, ecou, ecou. Cu nasul. Cu câinele. Gata. Stormi, treci încoace, trebuie să deschizi Star Drop. Bă, chiar a venit. Gen, no way că a venit. E chiar aici. Oh, nu mai văd nimic. Nu mai văd. Bro, mi-a dat creștile. Bă, nu mai înțeleg nimic. Stai, spun Ligianu, gata. Mi-au picat căștile pe jos, nu mai înțeleg nimica. Stormi, lasă-mi căștile. Unul la mână, doi la mână, trebuie să deschizi aici. Ia, ia. Hai, 3, 2, 1 și... A dat Stormi, mă jur! Azi nu mai vezi, Bobițe. Azi gata, Bobițe, nu? Ce față de plouat are. Hai, du-te zis. Bă, cred că trebuia să abordez Ligianu. Mamă, mi-a picat tot, nu mai înțeleg nimica. Mă arunc în cap. Mi-am pierdut o ventuză de la cască. Mi-a picat asta. Unde naiba e ventuza? Ai mâncat-o, mă? Nu mai am o ventuză la cască. Eu am ventuze de asta de bureche, gen. Și am doar una. Una, nu știu, nu se știe. Bă, chiar e urât spray-ul. Ești pe bune că nu e urât. Bă, unde mi-a aia? Da, am mâncat-o Stormi. Unde-i, frate? Aie, jucăm cu o cască azi. Spune că e dreapta. Da, mă, e dreapta, perfect. Gata. Am picat în backrooms. A picat în backrooms. Bun, hai să mai facem o dată alt de ăsta, ca să intre și alții. Trebuie să aveți maxim gold. Să nu aveți diamond, că nu putem juca. Ăsta e codul. Ia să vedem. Au intrat cu gold. Hai să mai dăm un match, boys. Push spre diamond. Bă, nu se consideră push, că nu m-am chinuit. Mamă, bounty. Ziceți repede cu ce jucăm. Cu ce jucăm la bounty? Ce avem? Suntem imun la slow-uri. Edgar? Dynamite? Vezi că Edgar ar merge. Leon, Kit, m-ați parmă cu Kit și Leon. Piper. Hai să-i dăm așa cu Edgar. Hai cu Edgar. Trebuie să ne facem super-ul. Mama, Buzz. Mama, n-am bătut doi. Cum, bro? Că l-am văzut și pe ultimul care a murit. Deci mă jur că am văzut încă unul de a murit. Dar uite cum stau, mă. Ei joacă la puncte, ești nebun. Ce naiba stau așa defensivi? Uite-te și tu la el. Na. Nu, mă joc singur, ești nebun? Nu pot să-l bad. Ce are, mă, Edgar ăsta? Ce are față de mine? Ce are față de mine? Ce au făcut, mă, băieții ăștia? N-au jucat nimic.
Am fost eu așa prost? Nu, că mai vreau un match. Mai vreau un match, nu se poate. Ia, intrați aici cu codul. Nu vreau să zic că a fost echipa. Probabil și eu am jucat prost, da? Chiar așa sunt luăm bătaie. Unde mi-e ăla, mă? Nu cred că mi-am pierdut ventuza. Hai, trebuie să-mi iau altă pereche de căști, că altă ventuză n-am. Bun. Ai nu, n-am mai jucat, mă? Ăștia n-au fost data trecută? Ăștia au fost data trecută, gen. Ai nu și Rareș. Ai nu, ai mai jucat, mă, băi. Să cât? Nu cred că a jucat. Sunt Silver amândoi. Hai că mergem. Eu știam de Rareș boss. Nu, că m-am uitat, am dat înapoi. Nu iarăși gem greb. Nu iarăși gem greb. Mama e de treabă. Urăsc gem grebu. A, se distruge și harta. Nu trebuia să iau. Baz. 1100 de like-uri. Vă pup. Mersi frumos. Bă, chiar nu mă așteptam să vă placă live-ul atât de mult. Mă așteptam să fim 100 de persoane, sincer. Dar, bă, chiar apreciez că sunteți aici. V-ați rupt puțin din timp și... ne distrăm și noi pe aici pe live. Ia să vedem. Mamă, se rupe harta. Asta a fost. N-ar trebui să țin eu. Mamă, ce-mi place când îi prind așa. Când îi prind așa pe toți. Mamă, ce-mi place. Mamă, ce-mi place să joc cu boss când îi prind pe toți. Mamă, ce mis am dat, frate. Nu, mi-am luat stun. Dar ce face Jesse? Nu pot să fac nimic. Nu pot să fac nimic. Am ales prost brawler-ul. Chiar am ales prost brawler-ul. No. Dacă mai dădeam o dată superul. Hai! Nu, cum? Cum? Cum că am dat pe el? Cred că nu mai jucăm rank. Cum mai nu mai jucăm rank, ești nebun. E gunoi. Am dat înapoi. Doamne, sunt înapoi gol 2. Da, o să dau eu rank up. Probabil, la un moment dat. O, domnul Sinner face live cu Brawl Stars pe principal. Te pup, bro, te pup. Bă, cam atâta cu Brawl Stars-ul. Hai să intrăm puțin și pe Minecraft, că am o mică surpriză pentru voi. De la mine pentru voi. Am ieșit puțin de acolo. Și intrăm pe Minecraft. Vă aștept și pe voi. Ia să vedem. Show. Perfect. Minecraft? Wow, se mai joacă cineva Minecraft? În 2069? Nu cred, bro. Mă, trebuie să pregătim aici layout-ul de Minecraft. Mulțumesc frumos de toate like-urile, vă pup. Apreciez. Bun. Perfect. Și acum o să intrăm pe 189. Vă prindeți voi ce e pe 189? Vă mai aduceți aminte? Optifine. Install. Toate clasicele spline de Brawl Stars. A fost nebunie cu alea 100 de star drop-uri. Bă, da. Toate clasele? Toate clasele de la școală te referi. Da, da, 100% a fost nebunie cu alea de 100 de... O să se de star drop-uri. Toată lumea, sigur, a intrat și de nu s-a mai jucat cu Brawl Stars. Fac temele în timp ce mă uit la tine. Bă, foarte tare, frate. Mă bucur. Chiar mă bucur. Bun. Și hai să vedem, tată.
Stai că nu am ăsta. Bun. Unde e Minecraft-ul? Minecraft 1.8.9. Cea mai de bărbați versiune de Minecraft. Bun. Ce facem pe Minecraft Ask Chat? O să mișcăm puțin Survival Games pentru că este și un eveniment acum și vă așteptăm și pe voi. Serverul este mc.ractoni.ro. De ce nu mi-am mie să vă edesc și voi? Nu mă lasă să vă arăt. Ce mă lasă să vă arăt Minecraft-ul? Hai bro. Gata. Așa las. Așa las, ești nebun. Ia să vedem. Bam și bam. Perfect. Hai să-i dăm, tată. Îi dăm drumul la niște PvP corect. Să ne batem și noi pe aici. Puteți să intrați și voi. Serverul este non-premium. Deci puteți să intrați. Intrăm pe Survival Games. Puteți să intrați de la 1.8 în sus. Pe ce versiune vreți voi. Hai să-mi facem controalerele. Bam, așa. R. Open chat. Și de pe ce alerg? Sprint, gata. Gata, bro. Cabron. Bă, dar vreau o textură de bărbați. Gata. Sunt doar două arene disponibile? Păi, momentan sunt în match. Păi, este și un eveniment totodată. Ia stați așa să vedem dacă putem să... încercăm să mai aprindem niște arene. Dacă nu așteptăm, așteptăm să mai dea drumul. Bună, Albina mea, am fost dor de tine. Vi la Comic Con, Albina pufoasă. Nicu, ne vedem. Uite, perfect. Merg. Hai, pe SG3. Vă așteptăm pe SG3, boys. Velisside University, Adrenalin. Nu știu cum un Velisside. Nicu, ne vedem. Ne vedem sâmbătă. Sâmbătă, Nicu. Vii și facem o poză. O să fiu la TP-Link și by the way, dacă și voi veniți la Comic-Con. Vine cineva la Comic-Con în weekend? Am uitat să vă întreb. Mamă, ce skin am. Vin și eu la Comic-Con. Deci sâmbătă o să fiu prezent pe la Comic-Con. O să vă anunț pe Instagram la ce ore. Dar o să fiu momentan, știu că o să fiu la TP-Link. Sină, știi că dacă nu eram eu, nici nu știa că ai postat nulți pe secundar. Te pup, mersi că ați fost acolo, atenți. Știi map Comic-Con? Nu știu mapa Comic-Con. E scump biletul? Bă, poți să-ți iei pe o zi. Nu știu, eu dacă aș fi în locul vostru, mi-aș lua sâmbătă. Sâmbătă mi se pare cea mai șmecheră zi, e cel mai full și așa mai departe. Sâmbătă sau duminică. Vineri nu merită să-ți iei doar pe o zi pentru că e zi scurtă. Nici eu nu cred că o să vin vineri, dar sâmbătă cred că vin majoritatea youtuberilor, persoanelor importante, să zicem așa. Mama, am prins. Nu e încoace ruta, încolo e ruta. Bun. Succes acolo la MCG, te pup, bro. La iSilent? iSilent? E iSilent 9. El are iSilent 3. Mama, pe unde am luat vericul? Pe unde naiba am luat-o? E un chest aici. Pentru cei care nu știu ce e Survival Games, Survival Games practic e Battle Royale-ul vechi de pe Minecraft. Dacă nu l-ați prins, îmi pare rău de voi. Cel mai șmecher game mod de pe Minecraft. Și este pe serverul meu. Este pe serverul mc.gratoni.ro și puteți să vă jucați. Pe aici e ruta.
faci ceva colaborări cu Xtader și Madalin. Bă, eu mă știu cu ei, ne înțelegem binișor, dar probabil și ei au destul de multă treabă și nu prea au așa foarte mult timp să facă colaborări. Dar aș vrea să mai facem ceva colaborări. Vreau să mai creez momentan canalul secundar, să facem și 100.000. E Zasami? Unde e mă Zasami? O, e mă Zasami. Disguise. Gata, să nu mă vadă băieții. Oh, snap. Eu sunt Zasami. Luna asta fac 100.000? Bă, nu știu, chiar nu știu. Crește foarte repede canalul ăla, oricum. Mamă, de când am mai jucat Survival Games, mi-era dor, frate. Mi-era dor. Ia uite-l pe Gica. Gica alpinistul. Hai, Vlade, încoa. Vino încoa. Vino încoa, Vlade. Vino încoa, Vlade. Să-ți dau la alpinist. Bam, bam, bam. E mort Zasami, bă. Tu care sunt? Remog. Cheamă Remog. Tare, mă, Săgău, cum e acum. Deci chiar e tare, dar din păcate a cam murit. Pentru că cam asta e cu nostalgia. Nu ține foarte, foarte mult. Vin și eu acum pe Săgău. Te așteptăm aici. Și nu știu ce pot să fac să îl țin constant viu, nu știu. Deci chiar am încercat toate posibilitățile. A filmat Rafa, a filmat Slader. Chiar nu știu ce să mai fac cu SG-ul. Chiar încercăm să nu moară, gen să lăsăm să moară și așa. Nu pot să cred, ia uite-l pe Nin. Waka waka tamina mina akalena. This is for Africa. Abia aștepte euro, nu știu de voi. Mamă, ce am aici. Mamă, mă fac bărbat. M-am făcut bărbat. Perfect. Șterge SG-ul. Bă, vezi că e o idee bună. Domnul Samuel, mulțumim frumos pentru această sugestie. O să-ți dau ban. Bă, într-adevăr, nu prea ai ce să faci. Pentru că e o secțiune relativ moartă din punct de vedere al playerilor. Cine se joacă acum sunt cei care se jucau înainte, doar că te plictisești la un moment dat. Chiar e bună ideea lui Zasami, o să luăm în considerare pe mc.gratonic.ro. Sunt 8 playeri. O să-mi pun skin set Zasami. Gata. Ăsta e skinul lui Zasami. I-aș da ownerul lui Zas. Bă, l-am tot rugat, dar nu vrea. Aștept colaborarea cu Rafael. Bă, am făcut clip cu... Am mai făcut clipuri cu Rafa și pe SG. Deci, nu mai trebuie să aștepți. Sunt 5 oameni, trebuie să mai moară cineva și să intrăm în deathmatch. Dar eu aș vrea să ajung la spawn dacă se poate. Dar nu cred că se poate. O, ce ciudat arată. Zici că nu e bloc aici. Încearcă mulți brawl să faci un videoclip. N-am înțeles ce ai zis. Să-mi cerc mulți brawl. Poate brawleri. Se vede plurat? Bine, mă, se vede plurat. Bă. A, uite, avem tracking device. Mă, ce face Sami 3.2.1 aici? Wow, ce face Zasami 3.0? Mă, de ce zboară ăla? Zasami 3.2.1. Îi dau kick, zice... A ieșit. Mă, ce... E Zasami AFK ăla. Mă, ce s-a întâmplat? Ce a fost asta? Eu nu prea am înțeles ce s-a întâmplat aici, dar ne obișnuim cu lucruri ciudate. Gata. Am ieșit sabie. N-a trebuit să intre deathmatch-ul? Uite, Sebic. A, la 3 intră deathmatch-ul.
A, l-ai scos tu, e bine, bine, bine. Nu știu care era faza. Yes. Mama, e full iron, dar n-are sabie. N-are sabie. Sebi, șmecheru! Ce zici, mă, Sebică? Mă? Bine, mă, Sebic. Ia uite-l pe ăsta! Bă, e lângă mine! Băi, ce fac în spawn? Ia uite-l pe Silent. Bine, mă, ai Silent, mulțumesc pentru win. Mulțumesc, ai Silent. E prea tare, ai Silent, mi-a câștigat meciul. Vreau respect pe chat pentru ai Silent, pentru verișorul. Da. Ar trebui să nu se vadă oamenii ăia acolo. Ia, hai repede pe SG4. Ia, Chernobyl, Breeze Island, Holiday, Zone 85. Bă. Hai în Zone, Zone 85. Zone. Repede. And these guys. Gata. Votați, vă rog, Zone. Mersi. Ce plurat se vede. Bă, îmi pare rău. /vote. Nu vede cât, nu se vede cât. A, uite că scrie în chat. Bine, mă. Bă, chiar aveam chef de un survival games așa. Cum se numea serverul? mc.gratoni.ro, bro. E pe ecran, gen. Ești pe ecran. Ce pe meciu. Hai. Mamă, ce-a început meciu. Bine, mă. Hai că ne batem acum cu băieții. Doamne, cred că am sărit din arenă și de aia. Da, din păcate a fost un L din partea mea. Ia, mă, dacă sar din arenă te scoate? Ba nu. Cred că am făcut eu un bug acolo. Hai Par 72. Gata. La cât e Comic-Con sâmbătă? Păi e vineri, sâmbătă, duminică Comic-Con-ul, dar eu o să fiu sâmbătă în principiu toată ziua. Mare parte din zi o să fiu pe acolo. Duminică nu știu, vineri nu cred că o să vin, dar sâmbătă o mare parte din zi o să fiu acolo. Se vede blurat? Nu, se vede plurat. Când joci pe box VIP, bă, ne-am mai jucat box. Ideea e că eu nu prea știu să joc box, din păcate. Sunt un noob. Ne dă pachet? Ne dă pachet. Bine, mă. Hai. Par 73. Nu uitați să lăsați și voi un like acolo. Avem 1200. Aveți respectele mele. Bine, mă, mersi frumos de hituri. Ești vericu. Mano. Da, a fost și un eveniment. Să vă mai uitați și pe Discord și așa, pentru că sunt evenimente, uite, s-au dat RC-uri, s-a dat rank special. Puteți să câștigați chestia asta. Deci intrați pe Discord și o să se mai facă evenimente pe Survival Games. Că trebuie să reînviem această minunată secțiune. Cum poți să intru pe serverul meu? Bă, îți iei T-Launcher, că nu ai nevoie de Minecraft cumpărat, îți pui un nume, te gândești ce nume nu ar fi luat, pentru că e o mare problemă la mulți, că nu realizează că dacă cineva are numele lor pe joc, nu poți să mai intre, pentru că e luat numele, gen. Îți iei un nume și te joci. Cineva aici. Unde e, frate? S-a abonat de un an, bine, mă, mersi.
Bun. Cred că pe casă era un chest double. Apropo, nu vă recomand să intrați de pe telefon. Deloc nu vă recomand de pe telefon. Mamă, sunt full chain. Doamne. Du-i, uite pe Dan. Ce zici, mă, Dane? Oh, șniep. Ia uite-l, mă! Ronaldinho! Bine, mă, Ronaldo. Bine, mă, Ronaldo. Ia că mai vine unul. Șoc, ce zici, tată? Mamă, ce luptă de bărbați a fost aici. Te joci chiar pe serverul mc.gratonic.ro? Da, chiar pe serverul mc.gratonic.ro. Te aștept și pe tine, haide. Ce fuge. Șniep. Mi-am urcat sabia. Nu! Nu! Băi, cât de prost pot să fiu. Doamne, cât de prost pot să fiu. Cum vă să-mi arunc sabia aici, nebun? No way, că nu mai am nicio sabie acum. Sunt în fundulețul gol. Wow. Bro, nu pot să cred. Ce mi-a dat de damage? Ai de viața mea. Am găsit sabie. Ia ea. Nu. Bă, câți vin, mă? Câți vin, frate, aici? Toată harta. Doamne, ce a fost aici? Bro, a murit acolo când ți-ai aruncat sabia, nu? The gui heck, ia. Yeah. Unde e, mă, băiatul? Cum să-mi arunc, mă, sabia, mă, frate? Ia, mă, are hack ăsta? Ia. Că nu mai dau un dan. Mulțumesc frumos de săgeată. Salut, Dan. Tracking device. Bam, bam. Șoculeț. Uite-l. Ia uite-l, tată. Du-te, șoculeț, pe el. Bă, ce mă bate? Mamă, mai vine unul. No way, că a venit la cleanup. Ce tare. Ziceți voi că nu e tare. Salut, șoculeț! Sunt mare fan! Bine, mă! Frumos, șoc, te pup! Bine, mă, mamă, sunt killing spree.
da. Uite că trebuie să luăm diamantele. Mă, dar Flynn n-a fost deloc. Nu spune că Flynn n-a fost deloc. Ia ce să bat. Nu pot să dau în tine, what? Ce s-a întâmplat? A câștigat meciul și a primit 50. Mă, ce? Doamne, ce s-a întâmplat? Bine, mă! Hai, încă un meci pe SG3, boys. Da, Andrei o să aibă niște treabă, Șoc, să-l trimiți la acest live să se uite. Ia ce hartă jucăm. Hai un... Hai un Pompei. Pompei, chat. Am câștigat eu. What? Eu eram Levuvafe. Eu eram ăla și am câștigat. What? Pompei, bă. Mă, ce tare e harta. Vezi că e tare. Nici eu nu știu nici o rută pe asta. Amă, lasă-mă, dăm boost. Trebuie să-l omor pe Răzvănică. Răzvănică, treci încoa. Cai ce split? Răzvănică! Bine, bă, Răzvănică! Joacă altceva? Nu. Mă joc ce vreau eu. Pentru că este live-ul meu. Deci am minus 100.000 FPS, bă, nu știu. De ce nu te întorci la videourile tale vechi să le faci cum le făceai înainte? De exemplu, cum le făceam înainte? Poți să-mi dai un exemplu? Nu mi se pare că, în primul rând, nu cred că ar fi bine să fac clipuri cum făceam înainte, pentru că asta însemna că n-am evoluat deloc. Și doi la mână, nu mi se părea că le făceam mai șmecher înainte, din punctul meu de vedere. Mai șmechere, păi nu mi se pare că fac clipuri proaste acum. Ia să vedem, tata, că nu știu absolut nimic pe harta asta. Ia vezi chestul ăsta. Bă, da, pot să-l deschid? Oh, șniep. Mamă, l-am făcut ping-pong, ești nebun. Am ceva pe aici? Pompei, bă. Pe ce secțiune jucați? Bă, jucam pe Survival Games. Iară mi-e cald. N-am aprins. Aerul condiționat de mi s-a luat.
N-o să mă duc pe apă. Se vede foarte plurat. Mamă. Mamă, ce mi-o iau aici. Nu vreau să dau cu hate, dar nu prea îmi plac thumbnail-urile tale. Nu zic nimic, că nu vreau să dau cu hate, așa că dau un like și plec. Păi și în loc să... Adică nu trebuie să dai cu hate. Pur și simplu poate să fie o critică constructivă, dar poți să-mi zici, bă, uite, nu-mi place... Nu-mi plac thumbnail-urile tale pentru că... Nu știu... apari cu fața în ele sau ceva de genul. Sau, nu știu, sunt prea luminoase. Poți să-mi dai o critică constructivă pentru că eu nu o să mă supăr niciodată pe... O critică constructivă. Salut, Dan. Ești papa. Ești papa. Ai, mama mea. Ce-ai făcut, șoc? Ta, m-a bătut. Mori, mori, mori. Mori și tu. Nu cred, mă. GG, a fost frumos. Nu mă mai las, bro, a fost de 1 aprilie, move on. Deci încă primesc, e 15 aprilie, au trecut 2 săptămâni, încă primesc mesaje dacă mă las sau nu. Nu se lasă nimeni. English, română. Vrei să mai jucăm ceva pe Minecraft? Trebuie să jucăm niște parkour așa, chill. Mă, sunt 50 pe Survivors, bine-s. Bine-s. Merge niște parkour? Hai niște parkour, boss. Acum deschid. Trebuie să intru pe altă versiune, pe 1.24. Unde-mă, frate? 1.24. A fost Ligianu în cap. Bă, mi s-a luat puțin de PvP. N-are mic, șoc, te pup, n-are mic. A fost frumos, m-ai bătut corect. Mi s-a luat puțin de PvP, adică nu pot să joc în continuu PvP. Bun. Gata. Hai să băgăm niște parkour, vă aștept și pe voi să jucați cu mine. Asta nu merge. Parkour. Gata. Bun. Mă, ce se întâmplă pe chat? Și vreau să ne jucăm Paradise. Ia, Paradise 1. Puteți intrați la Paradise? Da, cred că puteți intra. Ia să vedem cum e. Uite ce au venit băieții. Ce au venit nebunii. Dar n-am sunet și eu. Ba da. Vezi că ăsta e tare așa. Și cu voi deasupra. Cel mai bun jucător de parkour, bă. Ăsta nu l-am făcut niciodată pe Paradise-ul, cred. Sunt primul, bă. O, ce s-a dus ăsta? Mamă, ce-am picat.
regele parkourului. Vezi că e tare parkourul. Uop. Și de aici. Checkpoint. Ce șmecher e melodia. Da, mi-a fost spart contul de două ori. Mi s-a spart contul de YouTube. Din păcate. Bă, nu pot să sar. What? Pot să... Mai e posibil? Ia să încercăm de aici. Nicolas, mersi frumos de subscribe. Mă, nu pot să sară, what? Ia stai, mă. Mă, e posibilă, mă, asta? Ia, vreau să-i văd pe abonați. Cum sar aici. Ia. A, e double jump. Ok. Ok. Uite, mă, că am trecut. Da, mă, e realizabil. Uite, avem și labirint. M-am întors de unde am venit. Plecat, e bine. Nu cred, mă. Aveți grijă când treceți pe lângă checkpoint să vă arate că l-ați luat, că dacă trec mai mulți în același timp e posibil să ratați. Ia uite-l pe Zasami, ce face el parkour. Scoți like-ul. Bă. Ce mai zice Shad? Mai sunteți cu mine? V-ați plictisit? Vreți alt joc? Oh, nu mai văd nimic. Călător. Tempod molit. Mamă, ce aluneci. Aș mai juca puțin Brawl Stars, să fiu sincer cu voi. Nu știu dacă să termin întâi parcursul, cred că ar fi ok să-l terminăm. Mamă, cred că e grea săritura. Și știam că o să fie grea. Fuck. Nu joc niciun Minecraft speedrun. Nu, cred că e cu double jump. Bă, ai distrus pe aici, șoc. Mama, mama lui de parkour. Doar dacă faci un videoclip cu Moldova, deoarece eu intru pe YouTube numai români și numai români care vorbesc despre România, dar nu despre Republica Moldova. Păi da, eu te înțeleg pe tine, dar trebuie să înțelegi că na, noi practic stăm în România și vorbim despre țara unde suntem. Dacă am vorbit despre Moldova, am vorbit despre o altă țară. Chiar dacă Moldova este foarte apropiată cu România și așa mai departe, eu m-aș bucura sincer la un moment dat ca România și Moldova să se unească. Nu știm dacă o să se întâmple sau nu, dar atunci putem să vorbim și de alte chestii. Dar mie mi se pare că suntem așa ca frații, ca și țări. Mamă, ce-am picat. Dar na, nu știu ce am putea să vorbim despre Moldova. Chiar nu știu ce ai vrea să vorbim.
Da, da, am văzut pe unde. Vezi că e tare harta. Ce face Robert? Bă, vezi că am postat un clip cu el, poți să vezi ce face Robert pe clipul ăla pe canalul secundar Zinner. Bam, bam. Checkpoint-ul. Nu! Unde m-am dus, mă? Nu cred că era bine. Cred că așa? Da. Da, e nașpa aia cu nufării și eu am stat. Bun. Ce mă așteaptă abonații, bă, sunt de treabă. Ah, cred că în față are dreptate. Bun. Mai avem, ai de viața mea, 19 din 72 de checkpoint-uri. Vai, mamă, păi până mâine fac aici. Vreau să mă apuc de YouTube, ce sfat îmi dai? Bă, Dani, doar apucă-te. Doar apucă-te. Fă ce-ți place, în primul rând, e foarte important, pentru că dacă nu o să faci ce-ți place, la un moment dat o să te plictisești. Deci, indiferent, la un moment dat o să te plictisești de... Bă, nu cred că pe aici. A, ba da, ba da, ba da. O să te plictisești la un moment dat. Deci, trebuie să faci și ce-ți place. Să încerci să urmezi și ce trenduri sunt, adică, na, uite, dacă e un popular un joc, să te folosești de jocul respectiv, sau dacă sunt trenduri populare, să te folosești de trendurile respective. Îți recomand și colaborări, dacă ai prieteni care fac, sau, nu știu, oameni care știi că fac YouTube și așa mai departe, poți să faci clipuri cu ei și să fii constant. Asta e, cam astea ar fi sfaturile mele. Ah, pe aici, ok, ok, ok. O, ce știi ăsta parcur, zici că el a făcut. Uite, ai văzut, a trebuit să cal de două ori. Ai, mama. Vreți să mai jucăm Brawl Stars? Zice chat. O, ce le știe ăsta? Mă, ia după ele, ești nebun? Îți dau, mă, Bet Shark. A intrat în club sau a intrat în clubul mic? Gen V2-ul. A, uite pe aici. A, în V2. Păi câte trofee ai? Că poți să te bag pe... pe ăla mare. Cred că am luat. Oricum vi se păstrează progresul, să știți ce faceți și dacă ieșiți, vi se păstrează practic unde ați ajuns. Nu știu că am parkour. Și că am parkour pe ratonii, pe serverul meu de Minecraft. Cu frățiorul ăsta. Uite-l pe Luca Luc. Bă, ce știi ăsta parcum, nu se joacă. Am înțeles, păi fă și tu acolo mai mulți, mai mult și te băgăm după aia. What? Ia uite unde trebuie să sar. Bine, mă! Aaa, m-am prins, fii atent. Practic, astea de jos sunt blocurile de sus. Jucăm Paradise.
Bine, mă, sunt cel mai tare la parkour. Mă, dar nu prea văd de ăsta. Puteți să opriți și playerii. Restart. Asta store. Nu. No. Map. Nu puteam? Ah, gata. Acum sunt... sunt ascunși. Fain parkour, bă, chiar mi se pare tare. Bun. Păi lăsăm așa parkourul. O să-l continuăm poate pe alt clip. Îi mai dăm cu niște brol? Ce ziceți? Mai dăm cu niște brol? Hai să-i dăm niște brol, poate intrăm și noi Diamond. Trebuie să fac grindul ăsta. Bun. Imediat chat, că trebuie să conectez astea. Ia uzi. Ia uzi, bro-lu. Bun. Hai să-i dăm. Nu Brawl Stars. Intru pe Brawl Stars. Nu Brawl Stars. Minecraft, te rog. Intru pe Minecraft. Nu Minecraft. Brawl Stars, te rog. N-ai cum să-i împași pe toți. E imposibil. Chiar n-ai cum. Am lămurit. Pot să mă joc eu GTA 6 pe live. Pot să zică unul. Nu, joacă-te GTA 8. Stumble, guys. Bun. Vreau să jucăm la rank. Deci aș vrea să intre jucători care sunt gold de preferat. Deci jucători care sunt gold, ca să intrăm împreună în diamond. Ce părere aveți? Bun. Asta este codul. Poți să mai atauzi în club? Din păcate nu pot să te adaug în club, ca asta ar însemna să dau pe cineva afară. Păi n-ai cum să mă ajungi, că tu ești Diamond. Nu poți să joc cu Diamond. Uite, băieții sunt ok. Rare și ai mai jucat, îmi pare rău. Și plus că e și Silver. Deci aștept să intre altcineva. A intrat Bob. Vă aștept, ăsta-i codul. E și stânga sus, stai. Ah, uite, a intrat. Alexuța. Hai să-i dăm. Dați un ready. Fă-și tu un 15.000 și te bag, Blackshark. Mama, Brawl Ball. Aici merge Ems. Dar nu merge Piper. Nu cred că merge Piper. De Ems. Uite-o. Iconița e de la Pop Spike? Da, da, da. Trebuie să mai iau și o chestie pe Ems, frate, că tot joc cu ea și am uitat să... Am uitat să-mi iau chestii pe ea. Bun. Dacă poate îi ținem la distanță. Hai că mă omoră pe unul. Bă, lua și voi mingea, gen. Alo? Nu ia nimeni mingea? Faci mișto? No, au luat-o, bă. Bă, ce bine țin distanța. Are de asta mare.
Da, băieții mei. Mă rog, că poate Alexuța nu e băiat. Cu echipierii mei nu vor să dea gol azi. Jucăm până murim toți. Hai că dau eu gol dacă nu vrea nimeni. Mamă, n-am putut. Da, da, știu, trebuie să iau aia cu bling-uri neapărat. Alexuța, ce faci, tati? Mamă, scuze, n-am vrut. Dați, mă, cu ea gol, vă rog eu. Ia că o iau eu, m-am spărat. Nu, s-a băgat Alexuța în față. Bro. Până mâine jucăm așa. Eu n-am murit deloc, cred. Nu, nu, nu sta lângă mine. Prima donație a mea pe YouTube. Te pui Mihai. Hai să nu mă enervez, pabunas, că nu e ok. Dar o să schimb abonații. Bun, vă dau acum cod, ăsta-i codul. Vamonos! Dă niște membri, bro, pe chat, ai 10 de la YouTube. Am 10 de la YouTube? Chat bonus, abonamente cadou. Bă, nu cred că pot să dau. O să dăm poate, dar nu acum. Ia să vedem. Bă, ce rancuri au ăștia? Unde naiba văd? Nu aici. Dar nu Brawl Ball. De ce e Brawl Ball? A, sunt gold. Din păcate are diamond băiatul. Dani, bă. Bun. Hai să dăm. Poate intru și eu diamond anul ăsta. Ești frumos de donație, Mihai. E prima ta donație. Bă, Doamne ajută. Mamă, avem și două de-astea. Ce avem? Clasic. Hai că luăm și ceva de apropiere. Am dat o săptună să intru în Diamond și chiar am jucat, bă. Eu sezonul trecut n-am stat atât de mult și am intrat destul de repede, dar sezonul ăsta n-am avut timp să mă joc la rank și mi-a tot fost silă să tot intru. Hai să luăm partea dreaptă. A. Bun. Bine, mă, Ems. Bine-s. Bă, Dynamic, dai și tu peste perete sau nu o folosim? Doamne. Dynamic stătea să se uite la mine. Mamă, n-am mai avut de-alea să trag. Nu. Bravo. Mamă, 26 HP, ești nebun? M-a protejat ăla. Nu, mi-a dat juke, bro. Joacă bine Cordelius ăla.
Na, bă, ce mă enervează Cordelius. Bă, dar noi avem dreapta full, de ce mă mai duc în dreapta? Nu mai contează că am pierdut meciul. Joc eu așa prost, chat? Așa prost joc? Dacă pot lua skin-ul pe bază, dacă eu nu l-am pe bază, da, lei și ți se... Mamă, dar a intrat rare și amuzant. Poți să intri cu el, dar poți să iei skin-ul, dar când o să-l deblochezi pe bază, o să-l folosești. Până atunci îți rămâne în cont, practic. Deci tu, David, ready. Deci nu e ready, David? Bine. După aia mai greu de la Diamond în sus. Ia spune haste. Ok. Cred că o să joc cu Ems, că se distruge harta. Ah, nu mai pot să joc cu Ems. Jucăm cu Spike. Mamă și Crow. Mai trebuia Leon. Nu cred că ales cine... Ah, ba da, ales. Da, știu, am fost Diamond Berserk sezonul trecut. Ia uite căcățelul. Ia uite căcățelul. What? Mi s-a blocat. Fugi. Nu. Gata, bun. Fie cam minutilă echipa lor. Pentru că se distrug pereții. De-aia o să fie cam minutilă. O cremă, mor odată. What? Morit. Mamă, ce am ratat aia. Bun. Bă, trebuie să dăm și noi damage în ăsta. Mi-am dat hypercharge-ul. Nu mai știu de ce l-am dat. Mor, mă. A venit ursulache. Bă, dar eu nu-i dau damage lui Edgar. Ce naiba? Nu prea mă distrez, din păcate. Hai că am bătut pe amândoi. Hai cu răhăței! Hai cu răhăței! A fost mai decent. Ne ducem înapoi în gol 3. Au șca parcă mai bine, băieții. Când o să câștig, practic nu-i dau afară. Adică mai stăm până câștigăm. Hai, băieții! No gem grab din nou. Of, of, of. Nici nu știu cu cine să joc. Hai jucăm cu Crow.
un Mortis. Da, nu prea e bun Crăun, ce au ei. Plus că să-mi dea counter. Mamă, n-am putut să-i fac nimic lui Buzz. Încerc să le tot dau. Bine mă, ia le-aș fugi. Ăla e meciul. Hai că eu dacă nu mor nu contează. Bine mă, GG. Hai un GG pe chat. Gol 3. Nu cred că mai au o dată. Ah, am luat ăsta. Aleluia, câștigăm și noi meciuri. Hai. Hai să facem și noi 1400 de like-uri chat. Like acolo, mă. Nu iară gem grab. Doamne ferește. Doamne că nu mai suport. O să iau eu Buzz. Bă, David, nu prea e bună Mandy. Nu știu ce să zic. Tare rău skin-ul ăsta pe Buzz. Nu apuc să dau ulta, să-i dau stun, frate. Ce mă enervează. Mamă. Am dat stun la toți, ești nebun? N-am jucat-o bine. N-am jucat-o bine, frate. Dar unde sunt? Unde sunt băieții? V-au murit în continuu. Unde, frate, că el sare peste mine. Mamă, ce mă enervez. Ce mă enervez. Am intrat iară gol 2. Nu mai pot. Nu mai joc. Nu mai joc. Mă enervez în continuu. Bun chat. Cam ăsta ar fi live-ul. Ne-am jucat destul de multe chestii, sincer. Ne-am jucat și Minecraft. Am făcut și reacții. Poate mai facem live-uri, poate mai facem săptămâna asta. Chiar este enervant ce să facem acum. Bă, ce să facem? Vedeți că am pus și episod pe secundar, deci aveți acolo la ce să vă uitați cu Robert. Deci mergeți și uitați-vă și acolo la episodul cu Robică. Și uite, o să vă las și link în descriere. Vă las link acum pe chat. Ia să vedem. Gata.
Da, nu e de ofertă, nu e de ofertă. Cred că v-am dat link-ul bun, nu? Ăsta e. Mergeți aici și spuneți în comentarii, am venit de pe live. Mergeți aici și scrieți, am venit de pe live. Ăsta este clipul de pe secundar. Mergeți acolo, abonați-vă și pe secundar, pentru că postăm în fiecare zi Brawl Stars, dacă vă place Brawl Stars-ul. Poftă bună, că beau și eu ceai. Vreau vloguri cu Robert. O să mai facem. Bă, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc foarte mult. O să mai facem live-uri și ne vedem mâine la un nou episod. V-am pupat. Seară faină să aveți. Pa, pa!